Câteva familii de asistați sociali care locuiesc în fostul internat al Colegiului Tehnic Petru Mușat au mari probleme. Printre acestea se numără și faptul că au rămas fără căldură, pe lângă faptul că nu au venituri care să le permită achiziționarea de calorifere sau alte variante de încălzire. Edilul Sucevei a declarat că va căuta toate sursele posibile pentru a-i ajuta. Persoanele care au statut de asistați sociali la grupul școlar Căminul numărul 2, așa cum se știe, acolo a fost și un început de incendiu. Nu aveau căldură la un moment dat, au supra-solicitat instalația electrică. Am convenit cu directoarea de acolo și sigur că este problema primăriei, nu a școlii. Căminul este în gestiunea primăriei, dar este racordat, că așa a fost de-a lungul vremii, la încălzire, la instalația de încălzire, la cazanele de gaz metan de la grupul școlar numărul 2, de la liceul 2, cum este cunoscut. Ca atare, am avut discuții cu doamna director, sigur, acolo sunt datorii de 163.440 lei RON, deci 1.600.000 lei vechi. Am suplimentat bugetul pentru gaz metan pe trimestrul 4 cu 100.000 de lei RON, în așa fel încât să putem să le dăm căldură la acești oameni. Iar din ianuarie se are în vedere chiar și o serie de ajutoare de urgență din partea primăriei pentru aceste cazuri sociale. Acolo sunt cazuri sociale, multe din ele sunt cazuri sociale, e ușor de spus să evacuăm, n-ai unii să evacuezi, ca atare noi să le dăm cât un ajutor de urgență în ianuarie 2015, iar banii pe care îi dăm în ajutor de urgență o să facem în așa fel încât să constrângem să ajungă exact la încălzire. Sper să strângem o jumătate de sumă în așa fel. Restul, sigur, mai sunt și câteva cazuri indisciplinați, acioați pe acolo, trebuie să mergem cu poliția, să facem razie, anchetă și cei care nu sunt în ordine să evacuăm.